polițiștii din Buzău au continuat acțiunile proactive pentru descurajarea oricăror forme de comportament antisocial, în vederea asigurării unui climat optim de ordine siguranță publică pentru cetățenii județului. Pe timpul acțiunii, polițiștii au efectuat verificări la operatorii economici, au controlat agenții de pază aflați în serviciu, posesorii de arme și muniții, dar și persoanele aflate sub efectul unor măsuri preventive. În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale și au demarat cercetări în cadrul a două dosare penale pentru săvârșirea infracțiunilor de însușirea bunului găsit, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, dar și pentru infracțiuni în domeniul protecției mediului.